Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Azi în Gorj. Sunt Mihaela Horvat. Astăzi vom vorbi despre acest caz de la Complexul Energetic Oltenia, acolo unde un șef din cadrul acestei companii este suspect de coronavirus, suspect că ar fi infectat cu acest virus. Din datele noastre știm că și dumnealui și soția dumnealui sunt internați. Este vorba despre un inginer, șef de birou, care este chiar la secția de ATI. Ar fi o problemă destul de mare pentru Complexul Energetic Oltenia, ca tocmai conducerea să intre în izolare dacă testele vor arăta că inginerul de care vorbim este infectat cu coronavirus. Despre aceste lucruri vom vorbi cu domnul Ion Rușeț, consilier al managerului Daniel Burlan. Am vorbit cu dumnealui un pic mai devreme, mi-a spus că conducerea este în ședință, nu poate interveni, așa că va face el câteva declarații peste câteva momente. De asemenea, am bucuria să vă anunț că în a doua parte a acestei emisiuni vom vorbi cu domnul director general de la Artego, domnul Viorel David, pe care nu l-am mai auzit de mult. Vom vorbi despre oraș, despre acest județ în care noi trăim. Vom vorbi despre problemele cu care se confruntă comunitatea noastră împreună cu domnul David. Vom dezbate aceste probleme. De asemenea, vom afla și cum a rezistat Artego în această perioadă destul de dificilă și grea pentru toată economia din județ și pentru economia națională. Vom afla care sunt planurile dumnealui pe mai departe, cum se va adapta în acest context pandemic. Eu zic că ar fi bine să îl sunăm pe domnul Ion Rușeț, să vedem ce are de spus. Știm că acolo, ieri, la Complexul Energetic Oltenia, salariaților li s-a interzis să mai părăsească sediul companiei. Știm foarte bine că în Târgu Jiu Complexul Energetic Oltenia are trei clădiri. Angajații n-au mai avut voie să se deplaseze între acestea, să meargă prin oraș, au rămas la birouri acolo. O parte dintre ei chiar sunt izolați, nu știm numărul deocamdată, nu avem date nici de la Direcția de Sănătate Publică. Am încercat să iau legătura cu domnul director Stoian. Probabil și aceștia se află în vreo ședință legată de, în care se discută care mai este situația din județ cu cazurile de coronavirus. Bună ziua, domnul Ion Rușeț, mă bucur să vă aud. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră, oriunde s-o afla. Nu știu dacă ați fost atent, adică dacă ne-ați urmărit la început. Din păcate, nu. Tocmai prezentam situația domnului Rușeț în legătură cu salariații care ar putea fi infectați cu coronavirus, având în vedere că există o suspiciune, cel puțin o suspiciune, de fapt două, soț și soție, cu suspiciune de infectare cu coronavirus. Dumnealor, am înțeles că se află în spital. Bărbatul este șef de birou în Complexul Energetic Oltenia, soția dânsului lucra la SDN, la fosta SNLO, acolo în clădirea de lângă prefectură. Vreau să vă întreb care este situația, domnul Rușeț. Doamnă, convim că doi colegi ai noștri, membrii ai aceeași familie, se află internați la ora la care discutăm, la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Gorj. Li s-au prelevat probe, noi prin departamentul de specialitate ținem legătura cu dânsii, li s-au prelevat probe, nu avem, la ora la care discutăm, nu avem un rezultat a probelor care s-au prelevat de atunci pentru a vedea dacă sunt pozitiv sau nu. Sigur, există această suspiciune, s-au luat măsurile de rigoare, colegii de birou acelor doi au
procedat începând el la autoizolare din proprie inițiativă la domiciliu. Sigur, așteptând și dânsii, ca și noi, de fapt, așteptând să vedem care sunt rezultatele testelor celor doi colegi ai noștri. Aveți idee în cât timp o să primiți aceste rezultate? Mă gândeam că e o problemă de câteva ore. Am înțeles că testele au fost luate în cursul zilei de ieri. Nu noi primim testele, le primește Direcția de Sănătate Publică și, sigur, pacientul respectiv. Noi doar ținem legătura cu pacientul, cu domnul coleg al nostru și ținând legătura cu el, sperăm să avem informațiile de la dânsul. Sigur, dacă vom aștepta, dacă nu avem de la dânsul, vom aștepta și informațiile care vin de la Direcția de Sănătate Publică. Noi, la nivelul nostru, am stabilit contactele pe care dânsii au avut în ultima perioadă. Dumnealui este șef de birou la investiții, am înțeles. Așa este, este șef de birou în cadrul Direcției de Investiții. Cu cine? Cu câți oameni stăteam în birou? Doi colegi ai dânsului deja din propria inițiativă s-au autoizolat. Da, ați spus. Acum, nu erau, parcă, eu înțelesem că stătea cu vreo trei colegi. Da, un coleg de birou, deci un coleg de birou nu este prezent la lucru din, cred că înainte de data din luna martie, da. Da, da, de înainte de data de 13 aprilie. În 13 aprilie a intrat în șomaș tehnic și a avut înainte concediu de odihnă. Deci un coleg n-a intrat cu dânsul absolut deloc în contact. Dar acolo se face o anchetă epidemiologică, domnul Rușeț? Ancheta epidemiologică nu este, cum să vă spun, resortul nostru. Este resortul celor de la Direcția de Sănătate Publică. Da. Noi stabilim prin Departamentul de Specializat de Sănătate și Securitate Muncă, sigur, stabilim toți contactii pe care i-au avut. Avem aceste date și stăm de vorbă cu colegii noștri în așa fel încât acolo unde se dispune măsura autoizolării, carantinării sau de către Direcția de Sănătate Publică, este o situație și acolo unde considerăm că este necesar, discutăm cu colegii noștri dacă nu se impune această măsură. Sigur, există măsura autoizolării voluntare, se acordă concedii de odihnă sau libere programate sau recuperări colegilor care procedează în acest mod, adică se autoizolează din propria inițiativă. Domnul consilier, în cazul în care, Doamne ferește, rezultatele vor fi pozitive, eu știu că au fost ședințe ale directoratului, chiar scriam pe Facebook despre asta, în care a participat și dumnealui. Colegul nostru vă asigur că n-a participat la nicio ședință a directoratului. Înseamnă că informațiile mele n-au fost bune, dar vă spun că ce știu este de acolo, din interiorul CEO. Doamne, eu vă asigur că colegul nostru nu are competența să participe la ședințe directoratului. Nu ca membru al directoratului, că nu era membru, dar mă gândesc că a fost chemat pentru diverse probleme. Deci în cazul susține o note, sunt șefii de departament, directorii de direcție, directorii executivi care susțin în fața directoratului notele respective. Deci eu vă asigur și informația este clară, cel puțin în ultimele 3 săptămâni, colegul nostru nu a participat în calitate de invitat sau pentru a-și spune un punct de vedere în fața directoratului sau excludem ședintele de lucru care pot să fie avut loc la nivelul direcției și atunci aceste lucruri sunt analizate de colegii noștri de la Sănătate și Securitate Muncă. Domnul consilier, dumneavoastră, adică Complexul Energetic Oltenia s-a gândit sau a făcut o strategie în cazul în care, Doamne ferește, repet, s-ar întâmpla ca chiar membrii ai directoratului, ai conducerii să aibă probleme de acest fel, pentru că sunt convinsă că oamenii n-au stat în același loc, au fost nevoiți să plece, pentru că sunt ședințe la București, sunt tot felul de întâlniri pe care ar trebui, mă gândesc, să le aibă, dată fiind activitatea Complexului Energetic Oltenia. Și acum vreau să vă întreb, s-a luat un astfel de risc în calcul? Adică dacă... Da, că ați văzut că și la spital s-a întâmplat o nefăcută, adică conducerea a intrat în izolare.
Noi nu suntem spitalul, să ne înțelegem. Nu, v-am dat doar un exemplu. Când un șefii unor instituții, un plan de chiar ei pot risca să fie infectați. Deci avem un plan de continuitate. În cursul lunii de martie am revizuit acest plan de continuitate, ținând cont chiar de apariția acestei pandemii. Și repet, acest plan de continuitate s-a revizuit înainte de decretul privind instituirea stării de urgență. Odată cu starea de urgență, cu instituirea stării de urgență și cu apariția ordinului 766 al Ministrului Economiei, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, în 24 martie s-a aprobat planul de acțiuni. Deci planul de acțiuni în care, să știți, practic este un dezmembrământ al planului de continuitate. Fiecare funcție esențială sau funcție critică are cel puțin doi înlocuitori. Deci suntem în această situație în care noi am luat măsuri în cazul, Doamne ferește, cum spuneți dumneavoastră, cum nu ne dorim, nu ne dorim niciunul dintre noi, în cazul apariției unor situații neplăcute în care personalul care ocupă funcții esențiale sau funcții critice, acest personal va fi înlocuit. Avem și numele rezervelor, ca să spun așa, dacă puteți să deci există un plan de continuitate, este uz intern, nu este public și repet, toate funcțiile esențiale, și aici când vorbesc de funcții esențiale mă refer de la funcția de șef de sector în sus și toate funcțiile critice mă refer la funcțiile care chiar dacă sunt ocupate de personal muncitor, sunt critice în procesul de producție și și colegii noștri care ocupă aceste funcții au înlocuitori. Domnul consilier, puteți să-mi spuneți acum, în cadrul complexului, câte cazuri mai sunt? Știm că au fost infectați câțiva salariați, erau la un moment dat 10 angajați ai Complexului Energetic Oltenia, dacă mai aveți cumva o situație a lor. Dacă discutăm despre cazuri confirmate, discutăm, n-aș putea, 15 sau 16, cred că s-ar putea să fie 16. 16 cazuri confirmate, dintre care, din păcate, am avut un deces, știți, la ICP-ul Motu. Au fost 3 persoane vindecate. Au fost, la ora la care discutăm, cred, 8 colegii sunt vindecați. Oh, e o veste bună, mă bucur să aud. Da, majoritatea colegilor s-au vindecat, inclusiv colegii de la Roșia, colegii de la Roșiuța, colegii de la Lupoaia. Nu mai avem un număr mare. A fost într-o perioadă când am avut afectat peste 1% din personal, pentru că în momentul când au apărut asemenea situații, s-au luat măsuri autoizolării unor colegi, în așa fel încât la nivelul Complexului Energetic Oltenia a fost o situație de vârf și, repet, o situație de vârf în care 134 de oameni se aflau de colegi de-a noștri, se aflau într-o situație, fie autoizolat, fie carantinat, fie aflat într-un spital. Deci a fost o situație. Acum situația este una, cum să spun, îmbucurătoare, pentru că foarte mulți colegi de-a noștri au ieșit din autoizolare, pentru că autoizolarea a fost determinată nu numai de motivele îmbolnăvirii unui coleg, ci determinate și de motive de ordin familial al colegului respectiv, situații când un membru al familiei are venit din străinătate, dintr-o zonă roșie, când un membru al familiei a intrat în contact cu cineva care a fost suspect sau... Și atunci s-a aplicat această măsură și am avut o situație când, v-am spus, am depășit cu 1% numărul de personal care a fost afectat de această pandemie. Bine, eu mă bucur să aud. Puteți să ne mai spuneți, vă rog, care mai sunt condițiile astăzi când vorbim? S-au mai cumpărat, știu eu, măști, au mai fost nevoie, știu că ați făcut astfel de achiziții la un moment dat și vreau să știu cam cum mai stați cu acest echipament de protecție. Doamna, eu vă asigur că s-au luat toate măsurile până la ora la care discutăm, au fost distribuite către toate subunitățile, băși, mânuși și material de dezinfectant, da? Da, au fost distribuite. În momentul de față avem un program de care ne ținem și pe perioada stării de alertă și pe perioada post-stare de alertă, pentru că noi vom avea în vedere o perioadă mai lungă decât 18 iunie ca și activitate.
în așa fel încât vă asigur că vom pune la dispoziție colegilor noștri aceste materiale. Vreau să vă informez că în cursul discuției de mâine există o consultare cu membrii Comitetului de Securitate și Sănătate Muncă. Este o ședință a acestui comitet, așa cum reglementează și legea aplicabilă la acest moment, tocmai pentru a stabili împreună cu reprezentanții lucrătorilor măsurile ce trebuie luate pentru viitor. În cursul zilei de ieri a avut loc o reuniune a Comitetului pentru situații de continuitate pentru situații de urgență al Complexului Energetic Oltenia, în care s-au adoptat o serie de hotărâri care vor fi supuse mâine analizei Comitetului de Sănătate și Securitate Muncă. Domnul consilier, în sediul Complexului Energetic Oltenia din zona Gării, câți oameni lucrează? Aveți idee? Doamnă, în sediile, știți, în sediile din zona Gării, eu pot să spun că numărul salariaților care depășește, este în jurul cifrei de 600, n-aș putea să vă dau în momentul de față o cifră exactă. Vreau să vă reamintesc că lucrăm cu o schemă de 50% prezentă la ora la care discutăm. Da, deci ar fi cam 300 la muncă. Dacă s-au luat toate măsurile de dezinfecție, momentul de față s-au luat măsuri de prevenție, în sensul că toți salariații se supun controlului la intrarea... Da, este pentru a doua zi astăzi, am înțeles că se întâmplă... Da, astăzi e a doua zi, pentru că colegul nostru în weekend a avut informația despre evoluția nefavorabilă a colegului nostru. Și atunci, începând de ieri, s-au luat câteva măsuri. În ziua de ieri s-a făcut dezinfecție la toate birourile. Avem în aplicare măsurile și îmbunătățim măsurile pe care le-am luat încă din luna martie, în așa fel încât să evităm o situație care să ducă la neplăceri atât pentru noi cât și pentru colegii noștri salariați. Da. Și oamenii sunt izolați, am înțeles că nu mai au voie să părăsească clădirea în timpul programului. Știți că mai mergeau între clădirile. Este o măsură pe care o aplicăm de la finalul lunii martie. Este o decizie a directoratului datorită propunerilor pe care le-a făcut Comitetul de Situații de Urgență pentru Continuitate, în așa fel încât s-a redus pauza de masă de la 30 de minute la 15 minute, în așa fel încât colegii noștri și nu au nicio de să se mai servească masa în locațiile din apropierea sediului. Deci suntem în situația în care ieșirea din acest sediu se face cu aprobarea șefului direct pentru probleme legate de profesie. Avem mai multe sedii, prezența noastră sau unor colegii noștri este necesară și la nivelul subunităților. Deci sunt măsuri pe care de la sfârșitul lunii martie. Menținem aceste măsuri cel puțin până la data de 18 iunie. Da, domnul Rușes, profit de amabilitatea dumneavoastră și vreau să vă întreb despre planul de restructurare. Știm că a fost conducerea de la Complexul Energetic Oltenia, domnul Burlan a fost la o întâlnire cu Ministerul Economiei acum vreo două săptămâni. Noi n-am primit nimic de atunci, niciun fel de informație. Cam cum se, dacă s-ar putea creiona această restructurare, dumneavoastră ați putea să ne dați câteva lămuriri? Doamne, că am înțeles, citisem la un moment dat, domnul Rușeț, că chiar în ziarul Pandurul, că s-ar putea desfința acele MC-uri, exploatări miniere de carieră, care la un moment dat fuseseră desfințate, apoi reînființate și acum se vorbește de o nouă desfințare a lor. Și Panduru spunea acolo că domnul Burlan ar fi confirmat informația în proporție de 50%, să spun. Doamnă, sau... cred că domnul președinte a făcut o declarație publică pe care, cu regret spun, eu n-am auzit-o. Dar îmi permit un scurt comentariu, având în vedere experiența pe care o am în activitatea minerului și energetică. Sigur, două elemente. Primul element este că, începând de o săptămână, avem o nouă formula directoratului.
avem o nouă echipă care conduce această, într-o nouă formulă. Este normal ca această nouă echipă să-și facă o analiză privind structura, eventualele restructurări tehnologice care sunt impuse nu numai de o decizie la nivelul actualei echipe. Știți că avem un împrumut luat, avem o hotărâre de guvern care reglementează modul cum trebuie restituit, ordonanțe de urgență, de fapt, care reglementează modul cum trebuie restituit și perioada de timp în care trebuie restituit acest împrumut, reglementează și situația în care nu se restituie acest împrumut și atunci știți pentru a se transforma în ajutor de restructurare din acest ajutor de salvare, este necesar un plan de restructurare al companiei. Domnul președinte a făcut câteva declarații publice pe această temă. Planul de restructurare care cuprinde în primul rând o restructurare tehnologică se va face. Pentru că acestea sunt direcțiile la care s-a lucrat în ultima perioadă. În ceea ce privește chestiunea care a spus dumneavoastră legat de o eventuală modificare a structurilor organizatorice, trebuie să înțelegem că în exercitarea funcției de producție a acestei companii pot să fie făcute analize care se scoate în evidență anumite disfuncționalități structurale privind exercitarea acestei funcțiuni. Și aici se pune problema unei se poate pune problema unei eventuale reorganizări. La ora la care discutăm, nu știu, eu personal nu știu dacă există un proiect și există discuții pe această temă. Dar, întâi să cred că declarația făcută public de domnul președinte este una care are la bază, cel puțin, o analiză la nivelul echipei din directorat. Spuneați mai devreme de o nouă formulă a directoratului, poate lumea nu știe sau foarte puțină lume cunoaște acest aspect. Avem un nou membru în directorat, să zicem, de vreo câteva zile, de o săptămână. E vorba de Lăcrămioara Pințea. Cum? Mă iertați, n-am înțeles. Avem o nouă structură a directoratului. Da, da, da. Deci prin aducerea în, dacă nu mă înșel, în locul ocupat de domnul Boza, nu? Nu, este un comunicat public pe care l-a dat Complexul Energetic Oltenia legat de structura directoratului. Discutăm despre doi membri care au un mandat până la finalul acestui an și discutăm de trei membri care au un mandat pe durată determinată de 4 luni de zile. Bun, vreau să vă întreb, a fost adusă și doamna Lăcrămioara Pințea, care are o experiență la Petrom, am înțeles. Modul în care a fost aceasta numită în echipa directoratului, cum s-a făcut? Care doamna, a fost? Nu-mi permit să fac niciun comentariu. Nu o cunosc personal pe doamna director Pinda, însă... A venit la complex? A venit până acum la serviciu? A venit, serviciu? este în activitate domnia ta. Sigur, eu nu cunosc personal, dar analizând CV-ul, cred că nu este nimic de comentat analizând CV-ul domniei sale. Nu e nimic de comentat în sensul că ar fi un profesionist în domeniul energiei, spuneți. Discutăm despre experiență profesională, discutăm despre pregătire, adică aici discutăm despre experiență profesională în domeniul energiei și în domeniul managementului și discutăm și despre pregătirea sa profesională. Bine, despre această experiență o să vedem mai târziu. Dacă dumneavoastră aveți elemente, eu nu le cunosc și nu le comentez. Da, da, da. Vroiam să vă mai întreb cam câți oameni mai sunt în șomaj tehnic la Complexul Energetic Oltenia, domnul Rușeț? La ora la care discutăm se află în continuare în șomaj tehnic colegii noștri de la Termocentrala Ișanița și colegii noștri din cadrul exploatării minere de carieră Moto, respectiv cariera Rășuța, cariera Lupoaia și cariera Hulnicioara. Și de asemenea, parțial în șomaj tehnic, cam 80% din personalul de la exploatarea de căi ferate uzinale Moto. Afectează destul de mult această situație, complexul, mă gândesc. Afectează și vă reamintesc pentru dumneavoastră și pentru corecta informare a telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră că și 50% din personalul de la sediul
Complexul Energetic Oltenia, deci personalul TESA de la gară, cum le place unora să spună, da. Se află în șomaș tehnic. Da, jumătate dintre aceștia. Într-un fel e bine că, Doamne ferește, dacă se întâmplă să fie testele pozitive, n-a fost toată lumea la lucru, deci riscurile ca mai mulți oameni să fie infectați sunt mai mici. Doamna Horvat, șomașul tehnic a fost determinat și de evoluția pieței și știți că am avut o piață și avem încă o piață nefavorabilă, dar și de implementarea unor măsuri pentru distanțarea socială în ceea ce privește transportul salariaților noștri la locul de muncă, în ceea ce privește prezența salariaților noștri la locul de muncă respectiv, în birou, în ateliere. Deci această măsură a șomașului tehnic a avut, dacă vreți, o dublă condiție, aceea de a rezolvat problemele legate de... Da, păi știu că în birourile de la gară, cum spuneam mai devreme, erau și 20 de oameni într-un spațiu. Da, sunt birouri mari, sunt birouri mari cum lucrează colegii noștri de la financiar, în care, într-adevăr, sunt birouri foarte mari, adică sunt încăperi mari, se respecte toate normele legate de sănătate și securitate muncă, dar, într-adevăr, sunt birouri care sunt peste 10 colegi ai noștri care lucrează. La organigramă se lucrează, domnul Rușeț? La o nouă organigramă? Că se spunea că... V-am spus, pentru că directoratul sigur analizează. Când discuți despre un program de restructurare... Pe mine mă interesa să știu dacă s-au apucat sau nu să lucreze la noua organigramă. Sunt oameni specializați în organizare, în resurse umane, care au ca sarcină de serviciu să analizeze și să prezinte cele mai bune soluții ale momentului. Da. Domnul consilier, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc, gânduri bune pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii postului dumneavoastră. Mulțumim, numai bine! Da, cam asta ar fi situația la Complexul Energetic Oltenia. Încă n-au venit rezultatele, din câte îmi spun. N-au ajuns rezultatele, încă nu știm care este situația acolo. Cert este că oamenii care au intrat în contact cu cu familia care este acum în spital sunt foarte înspăimântați. Ați văzut și dumneavoastră, domnul Rușeț a vorbit despre faptul că se mențin acele măsuri de izolare. Să sperăm totuși că nu vor fi pozitive rezultatele pe care le așteptăm. O să-i rog pe colegii mei să ia legătura cu domnul director David de la Artego. Vom schimba un pic tonul acestei discuții. Vom afla dacă Artego a rezistat cu bine în această perioadă. Știm că acolo a fost, de fapt și acolo a fost șomaș tehnic. Știm că această companie are principal client pe Complexul Energetic Oltenia, produce benzi de cauciuc pentru minerit de mulți ani, de foarte mulți ani. Să vedem dacă colegii mei au reușit să ia legătura cu dumnealui și o să ne povestească cam cum s-au descurcat și angajații, peste 1000 de angajați de la Artego care au fost nevoiți să intre în șomaș tehnic, dacă au revenit în parte la lucru. Bună ziua, domnul David! Am să-i rog pe colegii mei să vă dea un pic mai tare, ca să spun, că nu vă auziți prea bine. Da. Mă auziți, nu? Eu vă aud, da. O să-i rog pe colegii mei, numai puțin. Da. 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 Cred că sunteți într-o zonă cu un semnal mai slab. Nu. Da. Sunt mai fapt, că nu știu. Eu mă aud bine. Dacă ați putea să găsiți un loc mai bun pentru a putea vorbi cu dumneavoastră.
nu știu unde aș putea. Gata, vă auzim. E bine așa, rămâneți acolo. Domnul David, mă bucur mult că ați avut amabilitatea să intrați într-o discuție cu noi. Știți că aici deviza acestei televiziuni este adevărul unește oamenii buni și mi se pare, nu mi se pare, așa este, această deviză vi se potrivește și dumneavoastră. Domnul David, aș vrea să vorbim un pic despre Artego, despre cum ați rezistat în această perioadă destul de grea pentru noi toți. Omenirea trece prin încercarea existenței ei, ca să spun așa. Vă rog pe dumneavoastră să vorbiți. Știu că au fost angajați în șomaj tehnic. Vă rog, domnul director. Păi, problema e una specială, eu știu, specială spre... De înțeles că așa ce se întâmplă în lumea asta, greșeanul este văzut care se cheamă virus, eu știu ce să zic, nu sunt specialist, mai că ne suportăm și îngrijorează și suntem speriați de sănătatea oamenilor. Pentru asta am oprit fabrica. Domnul David, numai o secundă, dacă puteți să stați într-un mai devreme un pic, v-am auzit ceva mai bine, dacă puteți să mai găsiți acel loc, da, pentru că sunteți foarte prețios și aș vrea să vă auziți cum trebuie. Acum e mai bine? Da, e mult mai bine. Deci, da. Într-o discuție anterioară, domnul David, dumneavoastră ați spus așa, am ales omul și nu banul. Faci orice trebuie rezultate să obții cu plin și pus prin oameni. Ar fi absurd, dincolo de simplu natural, de educația simplă. Cum să nu ai grijă de oameni perfecte în acest moment. Pentru că ei fac, ei au rezultate, ei produc și felul ăsta putem să supraviețuim. Având în vedere domnul David, numai puțin, da? Chiar nu vă auziți bine. Noi am putea să vă sunăm pe un alt telefon eventual? Sau dacă sunteți cumva la societate, pe fix? Da. N-am înțeles. Da. Haideți că încercăm să reluăm această legătură și vă sunăm pe fix, pentru că chiar nu vă auziți și mie îmi pare foarte rău să nu vă audă lumea. E bine așa? Aveți fixul? Nu, dacă o să vă preia colegii mei și dacă puteți dumneavoastră să-l dați. Bună ziua, să mă preia colegii. Da, vă mulțumesc mult. Ne auzim imediat. Îmi pare rău, probabil în acea zonă semnalul e un pic mai slab, depinde și ce telefon are domnul David. Nu cred că e foarte sofisticat telefonul dumnealui, fiind un om simplu. Trebuie să vă spun pentru cei care nu știți foarte bine cu cine stăm de vorbă. Domnul David conduce de câteva decenii Artego, o societate, o fabrică ce a rezistat în ciuda încercărilor din ultimele trei decenii, adică n-a dispărut cum au dispărut o grămadă de alte fabrici și uzine de la noi din județ. În general păstrează cam același număr de salariați, 1000 și ceva de oameni care au o slujbă stabilă acolo, se bucură de stabilitate și de seriozitate din partea acestei firme. Ce să vă mai spun, este gata, am intrat, ne reauzim. Da. Domnul David, trebuie să reluăm un pic, că din păcate chiar nu v-ați auzit și îmi cer acum scuze. Aș aude bine, da? Da, îmi cer scuze și celor care ne urmăresc, acum vă auzim perfect. Da. Deci, domnul David, reluăm. Este această pandemie, dumneavoastră ați ales să-i protejați pe oameni, vă rog frumos. Dar sigur, încă o dată reluăm problema cu oamenii. Oamenii într-o activitate și nu numai într-o activitate. Omul este cel mai important dar al lui Dumnezeu, nu? Da. Și având în vedere faptul ăsta că trebuie să ne luptăm cu un dușman necunoscut, asta e cea mai grea luptă
pe lumea asta să te lupți cu un dușman necunoscut și nevăzut, să practic. Să protejăm oamenii, să oprim. Noi am oprit pe 24 martie, aprilie, până pe 18 mai și am început activitatea pe 18 mai cu număr restrâns de oameni de producție, în special producția propriu-zisă, fluxul de producție, până pe la 1 iunie și atunci o să vedem, poate pornim cu toate forțele. Sigur că oprirea firmei înseamnă o problemă deosebită din punct de vedere financiar, din punct de vedere al salariilor oamenilor, pentru că în luna aprilie salariile au fost 75% din... Da, au fost doar de 75%. Maxim 55 de milioane, așa cum s-a procedat. Ăsta fiind un lucru foarte bun pe care l-a făcut guvernul, ajutându-ne în perioada asta fără activitate să plătim, să plătim, să ajutăm oamenii. Am pierdut ceva comenzi, e o mare problemă cu exportul, pentru că dar te mai face cer, export. Cei de afară cer, deși și ei sunt în izolare, dar au comenzi din ăsta speciale, urgente și a trebuit să mai și livrăm, am mai avut ceva în stocuri, au mai fost câțiva oameni care au lucrat și am avut ceva în stocuri și la înțelegere cu ei, bineînțeles că și ei au fost în aceeași situație, acum o să pornim. Încă o dată, lucru bun, șomajul ăsta tehnic ne ajută, pentru că altfel ar fi fost o mare problemă și ar fi trebuit să renunțăm în șomaj și cu foarte, să băgăm în șomaj foarte mulți salariați. Da, era protecția oamenilor și sub aspectul al salariaților, scuze, și sub aspectul ăsta. Noi nu vrem să dăm oameni afară. Suntem grupul care suntem împreună, singurii care au plecat din firmă sunt oamenii care iasă la pensie, avem grijă de ei, mai ales de oamenii care se apropie de pensie, n-ai dreptul, sufletește vorbind, omenește vorbind, să abandonezi un om care se apropie de pensie, cu care ai lucrat 40 de ani, spre exemplu. Sigur că sunt o grămadă de probleme, nici nu poți să le spui, nu știi, nu ai soluții, încercările sunt permanente, vedeți, încercăm, imediat ne lovim de un zid, din nou și din nou zid și din nou zid și parcă nu se mai sfarmă zidul ăsta niciodată. Am luat toate măsurile, iar revin la om, am luat măsuri de izolare, de măști, de dezinfectant, de termometre, sigur. De tot ce, de distanțare, de tot ce trebuie, am respectat până la urmă reglementările care au fost și care sunt în continuare. Sigur că ne domină încă nenorocita asta de teamă, de frică, și parcă, cum să spun eu, te îngheți când nu ai capacitatea de a gândi, nu mai ești logic când ți-e frică, cum Dumnezeu să iei măsuri, ce măsuri să iei când ți-e frică. Dar, dincolo de toate astea, care nu depind de noi, facem tot ce depinde de noi ca să ne protejăm, să avem grijă de oameni, dincolo de asta noi avem speranța, hai să-i spunem speranța, că asta rămâne, știți, că acum e ca și cutia Pandorei aia, că s-a deschis și a venit boala peste noi. Da, așa pare. Da, problema este că noi sperăm, când se va liniști total și vom relua activitatea, să nu intrăm într-o criză, în special criză de bani lichizi, că asta e o mare problemă. Noi avem ceva comenzi neexecutate la export. Încep să se deruleze contractele în continuare pe exportul, pentru că la noi cel mai mare cumpărător, să zic așa, este exportul. Vreau să vă întreb, să faceți o comparație între export și complexul energetic Oltenia. Știți că... Da, complexul energetic Oltenia, nici nu mai știu să mai fac o socoteală, cred că 20% mai e din total ce produce Artego, pentru că dânsii au probleme accentuate acum de acest virus, au probleme, au oprit, n-au mai consumat. Consumul minim care l-au avut nevoie, noi l-am asigurat în toată perioada asta, că a fost nevoie de oxigen, că noi livrăm oxigen, sau a fost nevoie de materiale pentru un binar de benzi.
Da. S-a fost nevoie din stocuri să mai livrăm o bandă, adică relația noastră cu CEO e una extrem de bună. Noi lucrăm în perioadă de 40 de ani, nu, sigur, nu se mai pune sigur problema, dom'le, stai puțin că sunt acasă și nu pot să-ți livrez oxigen. Am făcut stocuri, am adus câțiva oameni în timpul ăsta ca să pornim fabrica, adică sunt probleme de colaborare, de parteneriat, nu poți să motivezi că nu poți să-l ajuți pe partenerul tău de afaceri. Noi sperăm că revin la chestia asta cu speranța, vă rog, sperăm da că economia n-a murit. Noi trebuie să avem această încredere, nu știu cum să spun cuvântul, economia n-a murit, eu am mai spus treaba asta, economia a fost în pauză, nu s-a îmbolnăvit, eventual noi suntem în pericolul de a ne îmbolnăvi sau unii sau chiar s-au îmbolnăvit, economia nu, este oprită, ea va porni, noi trebuie să fim foarte atenți, să avem grijă, sperăm mai mult decât că va porni mai bine în Europa, spre exemplu. Pentru că dincolo de COVID-ul ăsta, care în sfârșit nu discut eu despre el, că nu știu ce și de unde vine, sunt fel de fel de păreri și sigur, de la conspirații până la, eu știu, minciuni și adevăruri jumătate sau întregi, cred că dincolo de COVID-ul ăsta e un război al lumii, război comercial al lumii, marile puteri, Occidentul, America se luptă cu această Chină care au intrat peste tot. Da. Și s-au trezit americanii cu englezii, cu francezii, cu spaniolii, că nu mai au economie, în sensul că nu mai au industrie, că toate industria și tehnologiile le-au transferat în China și nu mai au locuri de muncă și nu vor să muncească în agricultură, pentru că trebuie să ducă românii, că îi doare spatele pe englezi, nu? Și atunci englezul, dacă nu vrea să muncească, ce să facă cu tânărul englez în Anglia? Îi dă ajutor social. Îi dă chestia asta prost înțeleasă de guvernanții ăștia care conduc lumea. De ce să-i dai ajutor social în loc să-l pui la muncă? Și atunci ăia nu vor să lucreze în activitățile astea care sunt incomode. Păi nu vor, pentru că vor aduce înapoi industria în Europa. Mai mult decât atât. Având în vedere că acest COVID, mă auziți bine, da? Da, da, vă auzim foarte bine. Acest COVID a rupt puțin relațiile comerciale sau fluxurile comerciale între Europa, vorbim, și China, foarte mulți cumpărători din China, care, din Europa, care aduceau marfă din China, se îndreaptă spre producători din Europa. Da, eu cred spre că asta va fi un avantaj în toată nebunia asta. Hai să vedem și bucățica asta de lumină. Vom avea un pic mai multe comenzi. Industriașii români trebuie să fie foarte atenți acum, să încerce să-și caute și ei, nu numai cumpărători din Europa să caute pe ei, să-și caute și ei cumpărătorii în Europa, pentru că se poate, eu cred că este momentul oportun să-și caute cumpărătorii în Europa. Mai mult decât atât, din ce în ce mai mult se pune problema în Europa, toate țările cumpără din China, știm cu toții treaba asta. Este marfă mai bună, marfă mai puțin bună, dar încet, încet caută și cumpărători din Europa. Marfă europeană, cu alte cuvinte, făcută made în Europa. Și asta va fi un avantaj pentru noi toți. Cel mai mare avantaj ăsta ar putea să fie. Să putem să lucrăm mai mult pentru Europa. Dincolo de asta, sunt multe dezavantaje care urmează. Va fi o perioadă lipsă de fluxuri de numerar, va fi lipsă de bani. Va trebui să ne împrumutăm mai mult la bănci. Eu văd că se încearcă și cu IMM-urile astea să se dea niște credite fără dobândă. S-au angajat guvernul că dau o grămadă de bani, nu se reușesc, eu știu, relațiile guvern, bănci, fondul de garantare al creditelor și așa mai departe. Ăsta ar fi avantajul. Alte avantaje, că hai să vorbim în nota asta optimistă în viitor, alte avantaje nu știu care ar mai fi. O să ne dea și băncile credite, alte avantaje o să fie că o să mai micșoreze un pic dobânzile astea, că n-am nici unde mai da credite, dar păi la noi erau cele mai mari dobânzi. Dezavantajoasă, da, pentru țară va fi, și nu numai pentru România, va fi că va trebui să ne împrumutăm foarte mulți, să împrumutăm foarte mulți bani. Banii ăștia care îi împrumutăm noi acum, trebuie să ne pregătim copiii că ei trebuie să-i plătească, să-i dea înapoi. Asta este una dintre marile probleme, poate nu o sezizăm acum că nu ne afectează efectiv sau prea mult pe noi,
și va afecta copiii noștri. Dar nu vedeți și, că este ca un cerc vicios, că tot ce timpul am avut probleme. Ce putem noi să facem încă o dată sub teroarea asta a fricii? Să așteptăm să facă cineva, americanii, cine să-l facă vaccinul. Sigur că asta e altă luptă în lume, cine să facă vaccinul, pentru că acolo sunt sute de miliarde care va trebui să le rulăm în lume ca să plătim vaccinul ăsta. Deci problemele sunt avantajoase, dezavantajoase, dar trebuie să avem permanent, încă trebuie să avem grijă asta să nu să ne protejăm sănătatea oamenilor. Domnul director, cam asta e problema lui Artego. Eu sper că anul ăsta, noi am avut anul trecut un an bun, ca da, rezultat cu profit financiar vorbind, și toți și 5, 6, 7 ani în urmă am avut ani buni. Sper că anul ăsta să reușim să măcar să ieșim în echilibru sau să nu intrăm în pierdere mare, pentru că ceva rezerve mai avem și noi pentru situații de astea grele. Pentru zile negre, ca să spun așa. Ați pus ceva deoparte. Da, păi da, ce gospodar te numești dacă n-ai un ban deoparte, că mai ales pentru situații de astea de extremă, te îmbolnăvești. Da. E o problemă extremă, trebuie să, unde să te duci, unde, la cine să cer bani, să mă duc la banca, acum banca până îmi dă banii, ce fac oamenii? Problema se pune, am văzut acum o chestie interesantă, că s-a aprobat prin lege ca pe perioada asta de... A stării de alertă, probabil, da. Să se dea și tichetele de masă. Ar fi o treabă foarte bună dacă ne-ar lăsa să dăm și tichetele de masă, pentru că ar fi un ajutor, dincolo de șomajul tehnic, ar fi un ajutor substanțial, eu zic, până la urmă, 3 milioane. Pentru fiecare familie, da. Da. Deci cam asta e problema economică. Economia n-a murit, nu s-a îmbolnăvit, i-a fost în pauză, datorită faptului că noi a trebuit să ne izolăm și mergem în continuare. În rest, Artego e frumos, e tot înverzit, am avut zeci de mii de la alele, dar din păcate a fost în perioada asta de criză și nu toți oamenii au beneficiat vizual, sufletește. N-au putut să vină să le vadă, da. De culoarea, dar acum o să punem altă categorie, să zic așa, de flori. Totul este verde, 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 peste tot este verde. Și ne bucurăm, haide să ne mai și bucurăm. Noi, în toată perioada asta, eu am fost aici cu directorii, permanent am discutat, permanent am făcut variante de organizare, de zi de zi, modificăm în fiecare zi, căutăm permanent soluții, nu ne văietăm. Că dacă te vaieți, cine te ajută? Ba, din contră, zice, cine ăsta e slab de înger, trebuie îndepărtat. Da, 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 e veriga slabă. Domnul director, mă întreabă cineva, când veți deschide fabrica de lactate? Lumea se fabrica bazează. De lactate? Da, da, spun... Ne îi mulțumim colegului care sună, mă bucur. Nu, că e o doamnă, văd cine transmite... Are căutare, produsele noastre au căutare, pentru că sunt într-adevăr de calitate, adică nu se joacă nimeni acolo, totul este natural, este corect, este după tehnologie. A pornit de luni. Deci a pornit fabrica de luni, acum a pornit cu jumătate de capacitate, pentru că a trebuit să asigurăm chestia asta de distanțare cum ni se cere și cum trebuie, nu că ni se cere. Cum trebuie să protejăm, auziți, da? Da, vă aud, vă ascult cum cu mare atenție. Cum să protejăm oamenii? Deci s-a deschis, dacă dorește să se adreseze, că dăm drumul la e o mare nebunie cu frișca asta lui Artego. Da, 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 e... și apropiații mei o folosesc. E naturală, doamne, nu e pusă da. Cu fira la naiba să fie. Da, din păcate, aici mai sunt și probleme. Chiar a venit DSV-ul și ne-a amendat cu vreo 100 ceva de milioane, că nu știu ce Dumnezeu, n-am determinat nu știu ce microb din laptele astea. Zic, bă, nene, dar de ce trebuie să mă amendezi, doamne, lăsă să mă ajuți, învață-mă ce trebuie să fac și eu fac ce zici, mă, tale. Și m-a amendat. Bine, bă, frate, dacă voi trăiți acolo în fildeșul vostru și vii să mă omor pe mine care cumpăr de la țăranul meu, de la gorjanul meu, cumpăr da. Laptele ăla și eu îi dau mai mult decât ar trebui, un picuț mai mult pe kilogramul ăla de la... Pe cât lua de obicei, da. Să mă omor pe mine ca să-l omor de fapt ăla. Nu știu, și autoritățile astea. Păi, fratele meu,
Suntem aici să protejăm. Pentru ce suntem noi noștri? Să protejăm oamenii. Nu, nu a vrut nimeni să fure nimic, domnule. Hai, domnule, să... Și de cât a fost amendat? Mergem împreună la omul ăla. Mergi cu mine împreună, merg eu cu tine. Și spune, bă, nene, nu faci bine aici, fă așa, nu vii să omorâm omul ăla, să nu mai ăla. Și întreabă omul ăla, de ce nu mai iei, domne, lapte de la mine? Păi nu mai pot, nene, care nu știu ce microorganisme. Da, e o situație... Meu. Avem defectul major al acestui popor. Ne omorâm între noi. În loc să ne ajutăm, noi ne omorâm între noi, frate. Bă, asta am spus așa un pic cu răutate, dacă vreți. Nu e o problemă, nu, acum, era... dar trebuie a fost penalizat cu 100 de milioane. A fost penalizat, practic, omul ăla că nu mai cumpăr lapte de la el. Și acum, acum producătorul acela... Să rezolvăm problema asta. Cum rezolvăm? Da. Nici nu ai cui să te adresezi când e o problemă de asta. N-ai nu vă ascultă nimeni. Că ajungem iar la autoritatea asta publică. N-ai cui să te adresezi, fratele meu. Nu, noi venim dintr-un sistem. Eu am o vârstă, vin dintr-un sistem. Păi când era o problemă, mă duceam acolo și când îi spuneam lui ăla de la partid, îl chema pe ăla și îl făcea praf, domnule, când era vorba de producție. Păi de... tu ce ești pus aici, mă, să încurci producția? Da, haideți că mă răcurii cu problema. Păi nu, eu asta chiar vreau... am deschis fabricuța de la... Eu chiar vreau să vă întreb, care mai este relația dumneavoastră cu autoritățile din județ? Relația este una așa, foarte bună. Vă ajută, vă sprijină? Nu băgăm în seamă, poate e brutal spus. Nu există o relație cu autoritățile. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni, frate. Așa ați spus și acum 2 ani, că de asta vă întreb. Autoritate. Eu tot spun chestia, n-am nimic cu primăria, spre exemplu. E un primar bun, e băiat deștept, băiat energic, foarte bine. Nu. Noi, ca firmă, că pentru că existăm în orașul ăsta, din taxe și din impozitele pe salarii, cam 30 de miliarde se duc la primărie. Anual, da. Păi nu vine nimeni. O dată de la primărie, pentru că asta înseamnă un parteneriat, bă, nene, eu sunt partener cu tine, da? Nu vine nimeni să întrebe, dom'le, nu vrei să-ți trag o dungă albă aici pe trotuarul ăsta? Nu! Dacă faci o hârtiuță, durează luni de zile. Nu există autoritatea. Eu tot am spus și am țipat. Dom'le, am o problemă la o instituție și nu se rezolvă în condiții corecte și legale. La cine mă duc eu să-i spun și să-l dea afară pe ăla că nu și-a făcut datoria? Mai multe, frate. Totul e pierdut. Suntem pierduți din punctul ăsta de vedere. De ce suntem pierduți? Datorită oamenilor. Datorită oamenilor care ajung în funcțiile respective și nu au puterea de decizie, nu? Dincolo de faptul că nu au puterea de decizie, că nu le dă... Nu... Dacă îl schimbă pe unul din funcție, îi trebuie să-i plătească salariul, pentru că se duce la judecătorie și... Na. Și când ăla l-a dat afară, n-a respectat toate reglementările. N-a știut sau n-a vrut. Da. Sunt probleme și probleme care se pot rezolva. Ce interesează pe instituția publică de Artego? Din moment ce el își câștigă salariul, fără să facă nimic, de ce l-ar interesa de Artego? Da. Dacă Artego își face datoria și își plătește la timp taxele, ce problemă are el cu Artego? Nu? Te duci să iei o autorizație. Păi stai 3 luni acolo ca să iei autorizația asta. După ce îi dai 30 de miliarde pe an, și ia salariile alea mari pe care i-a umflat guvernul ăsta populist, că vezi, Doamne, vine alegerile și la alege, nu așa se face, fratele meu. Mie îmi pare rău că industria și industria nu are capacitatea asta să se unească oriunde, în Târgu Jiu, oriunde să se unească, să-și pună, domnule, agricultorii, industria și... Că avem slavă Domnului, da. Trebuie să se unească, să-și pună conducătorii ei. Pentru că se poate. Nu avem puterea asta, nu știu. Domnul director, ați fost întrebat de foarte multe ori de ce nu intrați în politică. Nu aveți nici acum motive ca să intrați, bănuiesc, nu? Nu intru, pentru că am o vârstă, dar nu-i vorba de vârstă. În politică trebuie să-ți dorești răul ăluia din dușmanul din celălalt partid, că așa se consideră, că celălalt din partid dușman, e dușman, da. Dorești rău sau chiar să-i faci rău. Ei, eu nu pot să doresc și să fac rău cuiva. Și de asta nu pot, spre exemplu. Eu nu pot să fiu o persoană publică, pentru că persoana publică promite. Ce să promiți, frate, dacă nu poți să faci? Cum câștigă alegerile decât prin promisiuni? Păi promisiunile care devin minciuni. Da. Cum să mint?
Ai o anumită educație, fratele meu, ai o anumită vârstă. Ai văzut și tu în lumea asta multe. Cum să te duci să minți oamenii? Eu nu pot să fac asta, să mint. Și de asta nu intrați în politică. Și atunci cum să intru în politică dacă trebuie să mint oamenii? Da. Domnul director, dumneavoastră... Și nu poți de unul singur nici în politică. Uitați-vă ce se întâmplă la spital. Da. Nu se poate. Dar chiar o părere a dumneavoastră contează foarte mult, dacă puteți să ne o spuneți. Care este părerea dumneavoastră? Nu se poate pune o conducere. Nu se poate pune o conducere. Dacă pui pe cineva, nu e bun. Îl reclamă la altul. Vine ministrul ăla, dă dispoziție. Că este exclus din decizie, acum este exclus Consiliul Județean. Consiliul Județean care răspunde practic de vorbeam mai înainte, acum o oră cu o doamnă asistent de acolo. Da. Și noi nu mai știm, nu mai avem conducător, nu mai e decizie, nu mai e nimic. Nu? De ce? Pentru că autoritatea de data asta nu-i lăsată să-și facă treaba. Nu. Ca în orice activitate ne omorâm între noi. Ce acolo? Nu sunt oameni. Ne omorâm între noi. Dar de ce să fie ăla? Dar de ce să fie ăla? Nu? Știți cum este? E o vorbă care spune, dom'le, un grup de oameni, indiferent ce nivel de educație ar avea, nu pot să-și aleagă cel mai bun conducător. Pentru că cu mulțimea din grupul respectiv, fiecare ar vrea ca acel conducător să fie ca el. Sau eu știu cum să zic. Și atunci, un conducător adevărat nu se face prin concurs. Dar... prin concurs, omul ăla poate să știe despre ce e vorba în activitatea respectivă, să fie foarte bun, dar nu conducător. Conducătorii trebuie să aibă anumite calități. Și atunci cum ar trebui? Le-au din naștere, le-au dezvoltat, sau cum să spun eu, le-au șlefuit prin educație, ăla poate să fie un conducător. Sau... să facă școală de conducători. Unde este școală de conducători în nu România? Cred. Sunt tot felul de specializări și de... Ce spune aia? Aia învață dintr-o carte. Sunt un milion de cărți de conducere, de marketing, de ce vreți. Poți să le citești un milion de cărți. N-ai cum să fii conducător bun. Numai trebuie dacă... să ai vocație, mă gândesc. Bun, și educație, nu neapărat. Nu, vocație. Trebuie să ai nașterea ta. Nașterea ta de conducător. Într-un grup de cum să spun eu, de ce vreți, de păsări, de animale, nu toți sunt conducători, decât unul. Dar ăla cum este s-a impus? Prin putere. Are putere de decizie, are putere. În natură, putere fizică. În viața socială, trebuie să aibă putere cum? Ținând cont de legi, ținând cont, dar trebuie să aibă putere și răspundere. Unde? Cine e ăla care are putere și răspundere? Când e vorba de putere, hai să spunem că aplică în diferite situații, dar când e vorba de răspundere, el nu mai are nicio justificare, are decât motive. Motivează de ce nu a putut să facă. Da, păi așa se întâmplă de 30 de ani. Când vin alegerile astea, spune cineva că am făcut asta și asta? Păi n-a făcut nimic. Și el spune, vom face, cum face și guvernul. Vom face. Ce vom face, frate? Cine vom face, frate? Chestia asta impersonală, permanent impersonală. Vom face. Cam asta este problema. Deci nu avem nevoie de conducători. Și conducătorul nu înseamnă numai la care știe carte. Să știe și carte. Că nu se poate altfel. Dar 85% trebuie să aibă calități de conducător. Un conducător... era un filmuleț în care câțiva căței erau pe un lac înghețat, șeful cățeilor a găsit o spărtură în gheață și s-a dus să bea apă. Și au vrut să bea apă și ceilalți și nu i-a lăsat. El era conducătorul, nu? Da. Unul din cei care se uitau, un cățel care din grupul care se uita la el, a găsit și el mai departe o bucățică și a chemat pe ceilalți să bea și ei apă. Ăla e conducătorul. Da. Bună. Ăla e conducător. Vedeți, în natură problema este clară. N-ai cum decât așa, pentru că așa sunt instinctele, așa hotărâi natura asta de milioane de ani. În viața socială, din păcate, n-ai cum să fii conducător. Pentru că îți trage o reclamație, o anonimă de aia, da. Și te lua 24 de ore. Da. Cum? Nimeni nu poate să facă în țara asta să nu mai,
A fost o lege acum câțiva ani în urmă. Cum, domnule, nimeni nu poate să facă în țara asta, parlamentul ăsta, parlamentele ăștia care avem, să spună, bă, nene, nu se ia în considerație nici o reclamație anonimă. Nu se ia în considerație. Cum așa ar fi normal, adică dacă tot vremea, ești nemulțumit... În vremea anilor 50, mama, chiar mai rău? Cum se poate asta? De ce se poate asta? Unde este corectitudinea? Unde sunt oamenii? Că sunt vorba aia. Și oameni deosebiți în toate, în toate zonele, că și la spital, că și la procuratură, că și la judecătorie, că și nu la au fină, loc, că și la, nu au loc acești oameni de restul, da. Nu au loc. Care sunt corecți, dar ei da. Nu vor să fie corecți până la capăt, pentru că nu le permite condiția asta socială. Firarea Dumnezeului, firarea Dumnezeului de corectitudine și ne mâncăm între noi. Cine sunt ăștia voi, dar cine e ăla voi, frate? Nu, nu-i mai ajunge, nu, expresia. Nu s-a mai săturat asta de odată. Păi, credeți că nevoie... Și dacă omul ăla face treabă, în loc să-l ajutăm să facă și mai multă treabă, în loc să-l ajutăm să muncească mai bine, să facă mai mulți bani, să dea mai mulți bani la statul român, vin ăștia de la anchetă și te anchetează bă, la, de la nu știu unde, și zice, bă, rene, n-ai făcut bine TVA-ul aici. Gata, ai plătit. Și eu nu pot să mă apăr. Nu pot să mă apăr, fratele meu. Păi cum, de ce nu pot mă să mă apăr? Stai, bă, nene, de ce sunt... Și îți face executare și l-a închis firma, 1000 de oameni rămân fără pâine. Nu? Pentru că așa crede el și el are... Și el e Dumnezeu pe pământ, da, toate... Mână. Și te judeci vreo 5 ani, vreo 10 ani, te judeci ca să ce? Că a avut ăla o răutate sau l-a pus șeful, bă, nene, scoateți bani din piatră seacă. Păi de ce să iei tot de la mine, domnule? Că eu dau la statul român 300 de miliarde pe an. Îi dau statului român 300 de miliarde. Pune-mă, bă, frate, la o gazetă de onoare. Dă-mă o insignă de asta, că dau 300 de miliarde care să-i mănânce ăștia de unde sunt ei. Nu ne bagă nimeni în seamă. Deci ce oamenii care produc bani nu sunt băgați în seamă. De ce nu sunt băgați în seamă? Putem face discuții două zile. Da, putem discuta. E un... Domnul David, vreau să vă întreb, dumneavoastră ați ajutat extraordinar comunitatea. Cum ar fi trebuit să se raporteze autoritățile la dumneavoastră totuși? Că am înțeles că și Clubul Sportiv Municipal va primi ajutorul dumneavoastră. Sau știu eu, e vorba de tot felul de instituții ale statului care au fost ajutate de Artego, de dumneavoastră. Ce ați fi așteptat de la autorități? Pentru că ajutorul ăsta pe care îl dați comunității e de 30 de ani. Da. Pentru că noi am perceput dintotdeauna foarte clar că facem parte din acest oraș, facem parte din acest județ. Dacă eu respir aerul acestui județ, dacă aerul ăla, ca să spun așa o chestie simplă, dacă aerul ăsta din județul ăsta, din țara asta, dar din județul ăsta, e făcut de natură. Cum eu, om care inspir aerul ăsta, oxigenul pe care mi-l face natura, nu sunt în stare să pun un pom? Dar eu pomul ăla nu-l pun numai pentru mine. Din păcate se taie. Mii de pomi. Mii de pomi sunt aici. De ce? Pentru că așa mi-a spus bunicul, e vorba de educație. Așa mi-a spus bunicul, eu chiar sunt exagerat. Veniți, faceți o filmare să vedeți cum venim, arată fața să știți la, că o la Artego. Venim, să dar știm. Teii care sunt teii, să vedeți teii, au trecut florile la castan, să vedeți ce minune sunt, să vedeți teii ăștia, cum arată. Cum ar trebui să arate orașul, domnul David? Domnul David, cum de ar... De ce în orașul Târgu Jiu nu s-a pus un pom, un copac? Într-un oraș, un copac? De ce? Păi Consiliul Local să ceartă că... Pentru parcarea din piață, frate, să ceartă vreo 300 de ședințe la care sunt plătiți, da. Să ceartă de parcarea din piață, nu să ceartă, bă, nene, hai să punem 3.000 de, cum se cheamă, de tei în orașul Târgu Jiu. Nu! Asta e problema. De ce să te apuci? Când vrei să faci ceva, ce părere ai mii de probleme. Domnul David, ce ar trebui să facă domnul Romanescu? Că e... Domnul Romanescu nu prea poate să facă că n-are Consiliu. Să ceartă cu consilierii care sunt din altă... Pentru că la noi opoziția și puterea nu sunt împreună. Ei sunt dușmani, cum am spus mai înainte. Mai devreme, da. Mai devreme. Nu! Păi mă, nene, tu ești opoziție ca împreună cu mine
să discutăm, că poate eu greșesc și tu ai o idee mai bună, eu să recunosc ideea ta, pentru că facem ceva în interesul comunității, orașului, în interesul oamenilor care ne-au ales și pe mine și pe tine. Și dacă eu zic că trebuie să punem un copac, păi zice altul, fugi-ne cu copacul tău de aici. Păi tu, ăia care te-au ales pe tine, nu vor și eu un copac, dom'le, în orașul Târgu Jiu? Uitați-vă în parcul ăsta. Nu știu, nu, de 100 de ani parcul nu este reamenajat. De 100 de ani. Păi și credeți că toate aceste scandaluri sunt de vină pentru ce se întâmplă și în Parcul Central, domnul David? Ce ar trebui să se întâmple cu aceste autorități ca noi să avem, să beneficiem de aerul curat de care dumneavoastră spuneți? Să se asculte prima dată să se asculte până la capăt unul pe altul. Dacă încep o frază, imediat celălalt te-a oprit. Nu se poate. Dom'le, trebuie studiat în școli. De ce prima reacție a noastră este nu? De ce spui nu când omul ăla are o idee și încearcă să spună ceva? Și imediat celălalt, opoziția, ba chiar al lui, sare și spune, asta nu se poate, asta nu merge, nu e bine așa. Da. Fără să dea el o soluție. Domnul David. Dacă dă el o soluție, puterea spune, nu se poate așa. Da? Aici este marea problemă. Noi nu putem. Vrei să rezolvi o problemă? Bagă-o într-un consiliu. Vrei să nu se rezolve o problemă? Am înțeles, bagă-o într-un consiliu. Domnul David. Primarul nu are putere de decizie. Da, asta știm. El are putere de decizie prin consiliu. Da. Are anumite prerogative legale. Dar tot ce se hotărăște trebuie să-l bagi în acest consiliu. Nu! De ce îl bagi în consiliu? Păi nu trebuie să se hotărăște în consiliu. Păi cine e consiliu? Opoziția și puterea. S-a terminat. Da. Nu se poate rezolva. Domnul director, noi ne-am apropiat de final. Aș vrea să le transmiteți, dacă doriți, câte ceva salariaților de la Artego și nouă oamenilor din Târgu Jiu. Păi la salariaților de Artego mereu le doresc tot binele din lumea asta și facem și ei efortul, și eu efortul, facem efort împreună. Noi ne înțelegem cu oamenii, sigur că nu poți să te înțelegi sau nu poți să fii pe placul tuturor, dar permanent, eu sunt aproape de om, sunt aproape de problemele lui, sunt aproape de muncă, sunt aproape și omul este împreună cu mine alături de muncă, pentru că înțelege că nu mai fac. Sunt oameni care vin la angajare și stau 3 zile. Păi ce, bă, aici e pușcărie, ca să vezi, Doamne, unde s-a ajuns. Păi ce aici? Adică dacă la noi sunt niște reguli minime, că nu sunt regulile lumii, sunt niște reguli minime. Că trebuie să faci producție, că trebuie să ai anumită productivitate, o anumită atitudine, o anumită, cum să spun, relație cu colegul. Nu vii aici să înjuri, nu vii să bați pe nimeni, vii să-ți faci datoria. Și să te poți civilizat. Și noi ani cu oamenii ăștia. Nu, păi ce tobe vii acolo, cum vă înțelegeți voi cu nebunul ăla de David? Păi și oamenii mei spun, dar tu l-ai discutat cu omul ăla, să vezi ce poate, ce știe, cum se implică în probleme și așa mai departe. De ce vorbim? Noi vorbim din auzit. Ai auzit. Domnul David. Auzit și mâine, vorba unui neamț. La voi țuică și mâine. Atât. La voi nu e altceva decât țuică și mâine. Domnul David. Ce să le doresc? Eu le doresc mereu și mă ocup de oameni. Le doresc să fie sănătoși, doresc oamenilor să fie sănătoși din orașul ăsta. Chiar astăzi am vorbit cu doamna doctor Vlad de la spital, că avea nevoie de nu știu ce, am înțeles că era fost director nu medical și nu mai este, e o nebunie. Da, da, o altă nebunie, da. Nu, și m-a rugat să ajutăm și noi puțin acolo ca să organizeze un laborator, ceva, nu știu ce, nici nu mă interesează ce, decât să putem face. Facem câte ceva, trăim în oraș, oamenii noștri trăiesc în oraș. Dacă se face o activitate sportivă, și noi încercăm să ajutăm, pentru că și oamenii mei, noștri, m-am deformat, și oamenii Artego merg la sala sporturilor. Primarul este implicat în problemul asta cu sportul. Dom'le, e implicat 100%. Toată lumea îl înjură și pune bețe în roate. Aici e problema. Primarul e băiat, să mă scuze, e un domn cu energie, are educație, are știință. Lăsați-vă, frate, sau hai bă, înțelegeți-vă, hai mă, aplecați-vă fiecare din consiliul ăla. Hai mă să dați și voi un exemplu. Uite mă, am făcut. Uite, le spun eu ce trebuie să facă. Pe tot bulevardul de la bulevardul ăsta, Ecaterina Teodorescu, sau cum se cheamă, până la podul Turcinești,
Acum câțiva ani de zile, domnul primar Cârciumaru a pus niște copaci. Trece să vedeți ce frumos s-au făcut. Dar o mare parte din ei s-au uscat și locul în care au fost plantați este foarte mic. Trebuie mărite locurile alea, trebuie aranjat, trebuie pus un grătar metalic, trebuie pus și să vorbească din casă în casă. Asta spune că, uite, să dea exemplul ăsta extraordinar. Consilierii din casă în casă, împreună cu domn primar, că eu nu mă îndoiesc că nu vrea să o facă, să meargă din casă în casă, oameni buni, am pus copacul ăsta, uite, la două săptămâni, puneți o găleată de apă să nu se usuce. Uite de acțiune, chemați lumea televiziunile lumii să vă vadă. Sunt 30 de copii care au fost dați afară de la casa de copii. 30 de copii. Stau acolo la, cum se cheamă, un carcă marfă de la Părtiniș, acum se cheamă acolo. Da, da, în acest nimeni complex comercial. Uite de-o temă. Primăria împreună cu Consiliul Județean strânge-te-ți copiii ăștia, mă ocup eu să-i strâng. Strânge-te-ți copiii ăștia, strânge-te-mi industria și din România. Eu cred că îi cunoașteți personal. Sau ia-l și pe unul la consiliul la local și pune-l sămături. Ia-l și pe unul la primărie, ia-l și pe unul la spital, ia-l și pe unul la direcția sanitară sămăture. Asta se poate face. Lucruri care sunt la îndemâna noastră și, în primul rând, fac bine oamenilor și, în primul rând, le fac bine lor, că le creează o anumită imagine. Așa nu este. Citim toată ziua, consiliul s-a certat pe... Domnul David, din păcate... Primarul e un om bătăios, trebuie ajutat, nu să dobe e de la alt partid. Păi și dacă e de la alt partid, dacă facem treabă împreună. Da. Abia aștept să văd că facem copacii de la, pe bulevard. Să dea Dumnezeu. Domnul David, ne-am apropiat de final. Sunt foarte multe lucruri pe care aș fi vrut să vorbim, pe care aș fi vrut să le discut cu dumneavoastră. Dacă aveți, știu eu, amabilitatea să interveniți și în edițiile viitoare, m-ați face foarte fericită și... Da, mai discutăm. Acum eu m-a aprins așa, sunt temperament mai nu, dar sunt și foarte multe probleme. Aș fi vrut... Și sunt lucruri care se pot face. Sunt lucruri care... Spre exemplu, centura Jiului. Centura Jiului este ăstora de la Hidrotehnica. E plină de buruieni. Malul ăla de protecție sau ce e acolo ăla. Lacul ăla e plin de buruieni. Cum, domne, dă-mi lege locală să-și taie buruienile de pe dumneavoastră vorbiți des cu domnul primar. Cum? Vorbiți des cu domnul primar? Da, da. Păi, e o relație, simțiți chiar, că vă ascultă? Cum să spun eu, cetățenească corectă. Da, da, da. Dar simțiți că vă ascultă sau că vă pune în practică tot ce... Că bănuiesc că dumneavoastră... Ba nu trebuie să pună în practică ce spun. Nu, dar măcar să țină cont de sfaturile dumneavoastră. La asta mă... Dar sunt câteva lucruri care sunt la îndemâna noastră. Nu, sunt câteva... Și pe centura asta sunt câteva locuri care ar trebui puțin aranjate. Pentru mașini, pentru parcare. Nu, să punem nu știu ce copaci, să ai grijă de nu știu ce. Pentru că altfel există aparegiu care se ocupă de apă, există cei de la gaze care se ocupă de gaze. Uite, am fi putut vorbi și despre aparegiu și... Există zone, spre exemplu, există zona asta, intrarea de la Grimex, mașini unelte și mai sunt două firme acolo. Și am trimis o scrisoare la domn primar. Haideți să aranjăm și zona asta, că și ăștia sunt plătitori de taxe locale. Și așteptăm să se facă. Da, domnule, ne-a trimis o hârtie, da, domnule, aveți răbdare, o băgăm într-un program din ăsta, sigur că se poate face. Eu vorbesc cu domn primar. Domn primar mai trece pe la mine, da, din când în când. Mă bucur să aud. Dar nu trebuie să se și vadă. Nu e obligator, doamne ferește, n-am eu pretențiile astea. Domnul director, eu vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, mă bucur mult că v-am auzit și sper că ne vom baza noi, cei de la Târgu Jiu TV, în continuare pe sfaturile și pe, ne bucurăm că și pe ideile dumneavoastră, pentru că sunteți un senior al orașului de care trebuie să ținem cont. Încercăm, vă mulțumesc, să facem câte ceva. Vă mulțumesc frumos! Numai bine! Mi-a făcut plăcere, dorim tuturor sănătate, să ieșim cu bine din criza asta. Să dea Dumnezeu! Mulțumesc mult, numai bine. Da, e, din păcate, cred că am construit eu mai pe fugă această emisiune. Ar fi trebuit să-l avem pe domnul David o oră ca să putem vorbi, că l-aș fi întrebat și de problema de la Paregio și cum vede dumnealui toate necazurile din acest oraș și din acest județ. Poate cu altă ocazie va mai vrea domnul David să intervină la noi și să moderăm împreună o emisiune. Eu vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. Tuturor numai bine, ne vedem mâine la aceeași oră. La revedere!